Invitat la emisiunea Fapte în Balanță la Regio TV Transilvania, secretarul general Cartel Alfa, filiala Sălaj, Laurențiu Ghiuruțan, a făcut acuzații grave la adresa primarului comunei Someșodorhei, Ioan Berinde, pe care l-a acuzat că amenință angajații centrului de zi din comună să-l voteze pe Victor Ponta dacă vor să își păstreze locurile de muncă. În plus, i-a cerut acestia în mod public să înceteze orice formă de presiune asupra angajaților. În comuna Someșodorhei, la primarul Berinde Grigore, care își permite în secolul 21 acest reprezentant al Partidului Comunist să amenințe angajații din primărie, să amenințe angajații de la centru de zi că dacă nu iese lui Ponta, schimbă pe toată lumea. Îl somesc public la dumneavoastră în emisiune să înceteze de îndată și dacă nu înțelege ce înseamnă de îndată, să ia un avocat și un jurist să consulte ce înseamnă termenul de îndată aceste amenințări. Pentru că în România justiția este liberă. Și DNA-ul și parchetul la fel funcționează și în Someșodorhei, ca și în Constanța, ca și în Piatra Neamț și ca și în București. Pe cine a amenințat? Când a amenințat? Trebuie să aduce deci și probe. Deci a făcut amenințări la adresa angajatelor de la centru de zi. Este un centru sunt de zi. Sunt funcționari publici? Da. Sunt membri ai sindicatului? Sunt membri ai sindicatului Cartel Alfa ProAssist. Îi s-afiliați la noi la Cartel Alfa, așa mai departe. Laurențiu Ghiuruțan spune că are informații că astfel de presiuni s-ar face și asupra angajaților din primărie, lucru care urmează să fie verificat în perioada următoare. În plus, le transmite sindicaliștilor să solicite ajutor în cazul în care sunt supuși unor astfel de amenințări. Am înțeles aici, n-am datele extrem de clare, dar o să le culeg începând de mâine, în care voi fi prezent în acea comună 24 din 24, că face presiuni și la angajații din primărie. Ei sunt funcționari publici și vreau să le spun că au în mine un sprijinitor și orice li se întâmplă să apeleze cu încredere pentru că le voi asigura asistență juridică și tot ceea ce indiferent au nevoie cu cine votează duminica indiferent viitoare. Indiferent cu cine votează duminică. Da, bun. Deci nu este o asistență juridică nu oferită este absolut contra deloc. Eu sunt secretarul filialei Cartel Alfa și pentru mine toți membrii de sindicat care aparțin sindicatelor afiliate la cartel și așa mai departe au aceleași drepturi și mă voi bate pentru fiecare să aceste drepturi să le fie respectate. De cealaltă parte, primarul comunei Someșodorhei, Ioan Berinde, respinge categoric orice acuzație de acest fel și susține că nu a făcut niciun fel de presiune asupra nimănui. Ba din contră, le-ar fi atras atenția și celorlalți să nu facă lucruri ne la locul lor în campania electorală. Nu fac chiar din contră. Acum cum am făcut? Nu, e adevărat, am zis că să nu se împartă pachete, să nu se împartă pahare cu țuică și să nu se împartă alte treburi pentru treaba asta. Ori n-am dat la nimeni cum să voteze. Se va presiune că nici am fost poate de o lună în clădirea actuală. Și nici asupra angajaților de la primărie n-ați făcut astfel de presiuni? Nu, dragă, nu. E că ieri n-am făcut, e că mi-am făcut datoria și m-am întâlnit cu consilierii, duminică cu cine o trebuie, dar nu. Cum adică, i-am impus la ceva, nu? Le-am zis, sunt niște magazine, sunt niște treburi care le-am zis să nu umble cu geste. Nu cred că unul poate declara așa ceva. V-am zis, s-o dus pe la niște magazine, o lăsat și-o dat în domnind, de exemplu, pâine, îmi odăreai țuică și altceva și le-am spus să nu le prind o asemenea treburi pe doamnele de la baruri, că îi bai. Vă rog să întrebați personalul să declare unul că i-am dat ordinul ăsta. Bineînțeles că, întrebându-mă unul și altul, mi-a spus părerea că pentru comună asta trebuie, sigur. Dar nu să-i dau ordin. În campania electorală pentru primul tur de scrutin, primarul comunei Someșodorhei a fost amendat cu 1000 de lei pentru că nu a respectat dispozițiile autorității electorale permanente privind organizarea alegerilor. Alte 13 comune sălejene au primit avertisment, Someșodorhei fiind singura sancționată cu amendă.